Da, măi, salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Sam, fraților, pe acest canal minunat. Da, vreau să vă zic că... Da, sunt foarte multe sunete de fundal. Este ziua lui taică-miu și... Na, cum este ziua lui taică-miu, sunt mulți invitați, dar pe mâine n-am episod, deci trebuie neapărat, ia, 5606. Hai repede să mergem la băiatul ăla. Da, deci mergem să dăm și noi o licență ceva, pentru că deja a trecut ăla de raport. Sta, să pun numai un pic chestia aia pe dată. Așa, să nu se vadă dacă fac prostii. Da, nu mai am ăla de school instructor CMD-ul ăla, adică să-mi ușureze munca, așa că... o să fie destul de greu să dau testul ăsta. Da, nu-i bai, știu întrebările, le-am învățat pe de rost, credeți-mă. Jur, le-am învățat pe de rost, nu glumesc. Na, și mă grăbesc pentru că n-am nimic ca filmat. Hai, frat. Așa. De arme o vreau. Ok. 1. Unde? Ăsta este. Spune... Ah, doamne, slash f. Darius 31606 is with me to do the... Da, am zis, în peace, da, weapon license test. Bam. Deci, start lezon 606 weapons. Weapon. Ok, sper să nu intre nimeni peste mine în cameră, că vă dați seama, am invitați, mai bine cineva mai zice, a, Raul, hai să-ți fut un pupic de alea. Blămeam ce aveți, mă. Da, hai să vedem. De accept, bobiță. Ai, domnule, de accept. A, așa, 1. Spune-mi 5 arme din GTA San Andreas. Dăm încă un screenshot. Da. Și dacă mai aveți episoade de sub în continuare, dați și voi un pumn butonului acela de subscribe. Facem aproape 4200 de abonați. Sâgă, mă. Poate sâgă. Da, e ok și așa. Nu fi zis AK-47. Perfect. Hai, 5 arme, frate. Sniper. Bă, nu se numește sniper, dar... Hai, că e ok, adică e tot armă, nu? Sniper, mă, sniper. Oricum, cred că o să pice, că la cum le numeră, cred că n-au mai dat niciodată, cred că, testul de arme. Stai, slash player time. Am jucat ceva? 30... Ah, e ok, primesc pe ei. Fac și 191 de ore jucate. Hai să vedem. Sniper. Am zis 5, frate. Continuă. Da, am văzut că s-a băgat un update și arată și aici ID-ul și cred că la anunț, cred că aia... A, nu arată ID-ul. Continuă. Hai, ce stai atât de mult, frate? Bă, se pune ca greșeala dacă stă mai mult de 2 minute. Un minut, 2 minute, se pune ca greșeala. Ce, că stau după el o oră ca să-mi zică și mi-e răspuns la o întrebare? Mai știi? Ai, dă-te în pis, da, mă, te băi, ce dracu, stau o oră după el. Mai știi? Și da, unul din trei, dacă nu știa. Băi, da, se aude gălăgie din cealaltă cameră. Dar am ce să fac, frate, e ziua lui taică meu. Nu, atâta. O știu ceva, măi, aș da 0.5 din 3. Da, 0.5 din 3. 2. M4. 2. Unde nu ai voie să folosești arme? Tu te vedești. Unde nu ai voie să folosești arme? Safe zone. Corect. 3. Ce face comanda safe zone? Ai, doamne, bă. A, vedeți că avem și moduri noi, by the way, nu cred că ați observat. Sau dacă ați observat, e ok. Hai să vedem ce face comanda slash safe zones. Hai, domnișorule, îți arată unde e safe zone. 4, enumerăm 5 safe zone.
Darius 31 606 has passed the weapon license test. Așa. Să fim pregătiți. LSPD. Corect. Am zis 5. Hai, dă-te drecuț. E greu să dai stici safe zone și după aia să enumeri, știi? Adică poți să dai, frate. Jail? Cum pula mea jail? Păi nu e jail. Slash. Oricum îi dă pas, adică oricum ia o ia, dar stai slash. Safe zone. Nu-i mă jail cu aia. Ah, bă, da, mă, uite, jail, ești nebun? Bă, nu știam, să-mi bave șorul. Sienă lăsă. Corect. Give a licence 606 weapon. E corect, frate, că să zic, că să zic, mane, că să zic, n-ai că să zic. Stop lezon. Screenshot. Noroc. Slash eject 606. Salut, frate. Noroc, frate. Băi, nu poți să te țin o mașină, frate. Mă duci înapoi. No. Na. Ce n-a pus. Silia, că se neacă cu mine. O rămas buguit în mașină și o să moară, nu cred. Hai să murim. Dar vedeți că am și skin nou. Ăsta, ăsta de SWAT. Clash of Clans. Slash ID 301. Cla 301. Căca. Ba, am văzut că Ștefan renunță la ăsta, asta e slash ID, Ștefan. Nu pot să-l văd aici. Renunță, frate, la SF School Instructor, frate. Cum să renunți, mane, așa de ușor? Adică, a fost ca lumea, tipul nu avea sancțiuni, adică nu avea FV-uri și chestii genul ce l-au renunțat, frate. Și-au pus demisia. Eu v-am zis, o să-mi pun demisia, ce trebuie, am un pic de lag, nu știu de ce. Gata, s-o rezolvat. V-am zis, eu o să-mi pun demisia la 100 de zile, au. Vazi, o să pun demisia la 100 de zile în această facțiune. Până atunci, o țin liniștit. Hai să vedem, ia să mai vedem mai și mai am la raport. Să văd dacă, dar cred că se resetează la ora 12, asta e faza, asta să vă arăt. Monitor capture. Ia uitați. Faction. Faction activity. 10 am dat, 20 de licențe, frate. Vedeți? 20 de licențe și se resetează la fix. Hai să dau pe game capture. Da. Intrăm înapoi. Bă! Mi-am băgat. Shit. Bă, cum am mai zis, este ziua tatălui meu și logic avem și pizza pentru că nu doar nu sunt sărac, nu. Bă, am un pic de frame drop, nu știu de ce. Bă, deci mie merge sample cu moduri mai prost decât merge GTA 5. O să vedeți și voi doar, uite, câteodată mai am frame drop-uri. Și GTA 5 merge perfect la 60 FPS-uri cu majoritatea setărilor pe high și very high. Nu, îi le dau pe toate pe ultra pentru că... De ce dragul, că se vede tot la fel. High, very high și ultra sunt cam același lucru și n-are rost, frate. Pentru că știți și voi problemele mele cu PC-ul, cum se supraîncălzește și după aia nu vreau să-mi stric PC-ul, sincer. Nu știu, asta e părerea mea. Și se vede cam la fel. Bine, acum vă dați seama că trebuie să se vadă și ca lumea un joc ca să vă uitați și voi la el cât de cât. Nu că doar nu să mă joc Minecraft, dacă m-aș juca Minecraft. What the fuck, o băgat populară aici, nebun. What the fuck, o băga populară, bă, de ce ați băgat? Da, poate mi-au copyright, că am... What the fuck, o băga muzică populară, amor! Ia auzi. Aaa, o băga muzică populară, amor, nu cred. Că să zic, frate, că să zic. Hai să mă duc să-mi bag și o mezină. Asta e oricum sunt ultimele 2-3 minute din video, pentru că o să-l închei mai repede, că doar nu o să stați aici cu muzica populară, nu? Dar trebuia neapărat să filmez, știi?
Ia o zi. Mamă, bă, și azi am de filmat și CS, bă, nu mai filmez CS azi, pe cum? Nu mai trebuie să filmăm CS azi, gata, nu mai vedeți episod de CS. Nivel ce? Ce căcat cu aia e? F10. Ce făcui? Ce făcui, frate? La fraților, sper că v-a plăcut acest episod de Samp. Nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și ne vedem data viitoare. Salut!